Britanie a aprobat al doilea vaccin anticoronavirus. Este vorba de serul produs în colaborare cu Universitatea Oxford și AstraZeneca. Guvernul de la Londra a comandat 100 de milioane de doze din acest vaccin, suficiente pentru 50 de milioane de persoane, ceea ce va permite relansarea campaniei de vaccinare bazată până acum doar pe serul echipei americano-germane Pfizer-BioNTech. Până acum, cu primul ser aprobat, au fost vaccinate peste 600.000 de persoane. În ceea ce privește vaccinul AstraZeneca, acesta se bazează pe un virus de răceală modificat genetic. Anunțul vine în condițiile în care numărul infectărilor zilnice a explodat, o evoluție fără precedent. Ultima raportare este de peste 53.000 de cazuri noi în 24 de ore. Și stăm de vorbă despre situația din Marea Britanie cu Iulian Enache, este un român stabilit în Marea Britanie. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Bună ziua și bună ziua tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Cum se văd toate aceste cifre de acolo, din Marea Britanie? Sunt foarte multe cazuri de îmbolnăviri, iată peste 50.000 în ultimele 24 de ore. Cine știe, Londra știe că a fost întotdeauna un oraș foarte viu, multicultural, în care oamenii forfotesc, se mișcă foarte liber. De această dată este mai pustiu decât de obicei, de asta depinde la ce ne raportăm, însă în niciun caz atmosfera nu este una de frică, oamenii sunt mai mulți decât ai aștepta în actualele condiții. Într-adevăr, îmbolnăvirile sunt peste precedent, iar sistemul medical este în pragul colapsului, spun ei că presiunile sunt fără precedent, se gândesc să se apuce să folosească garaje pentru triaje și porturi. Însă oamenii în continuare se plimbă, merg, își fac cumpărăturile, își fac treburile. Nu este un infort foarte, foarte puternic aici. S-a vorbit în ultima perioadă foarte mult despre această nouă tulpină a virusului, care pare a fi mult mai agresivă sau cel puțin mult mai contagioasă. Ce vă informează autoritățile cu privire la această nouă tulpină? Din păcate, această nouă tulpină este încă sub investigație. Până acum, informațiile nu sunt extrem de, foarte detaliate despre această nouă tulpină. Tot ce știm momentan este că este foarte mică șansa să nu răspundă la un vaccin și că se transmite extrem de repede. De fapt, în Londra, cred că peste 60% dintre noile îmbolnăviri în luna decembrie sunt provocate de această nouă variantă de virus. Un al doilea vaccin care va fi pus la dispoziția britanicilor în perioada următoare, cum reacționează oamenii la această veste? Deja 600.000 de persoane au fost vaccinate. Urmează ca un număr mult mai mare de britanii să fie vaccinați. Care este reacția lor? Circulă și acolo foarte multe teorii ale conspirației. Există multe persoane care duc campanii împotriva vaccinării sau oamenii ascultă autoritățile și sunt dornici să se vaccineze? În general, aici oamenii se conformează voluntar regulilor. Există și aici, bineînțeles, fel de fel de personaje. Toată lumea, sunt oameni în toate colțurile lumii și atunci automat apar și aceste teorii. Sunt și oameni care sunt împotriva vaccinării. Am găsit chiar stickere lipite, activilduri în stațiile de autobuz care sfătuiau oamenii să nu se vaccineze ca să nu fie cipați de oculta mondială. Dar, în general, oamenii așteaptă cu nerăbdare acest vaccin și să sperăm sfârșitul acestei perioade neobișnuite pentru toată lumea. A trecut Crăciunul, am văzut că se înregistrează foarte multe cazuri. Cum va arăta noaptea de Revelion, ce spun autoritățile? Da, aici e o mică problemă. Să spunem doar că englezii sunt un popor puțin mai petrecăreț decât altele și de aceea aceste sărbători au fost întâmpinate cu... să spunem cu ușoară tristețe de către oameni. Faptul că de Crăciun opțiunile lor au fost foarte limitate și de Revelion sunt sfătuiți să stea în casă și să petreacă doar în sânul familiei, îi face să fie puțin descurajați. Dar toată lumea așteaptă cu mare, cu mare nerăbdare anul viitor și toată lumea speră că o să aducă sfârșitul primăverii, o să aducă în sfârșit strop de normalitate. Iulian Enache, mulțumesc tare mult pentru toate aceste precizări.